Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghim. Sunt Adrian Simeon. Mă bucur pentru faptul că suntem din nou împreună. Din nou emisiune de promovare electorală. Astăzi avem ca invitați în studioul Capital TV pe doamna Poliana Hangan, candidat Alianța USR Plus pentru Camera Deputaților, și pe domnul Lucian Mara, susținător al listelor de candidați ale Alianței USR Plus. Bună ziua, domnilor, bun găsit în studioul Capital TV. Bine v-am regăsit, mulțumim pentru invitație. Bună seara telespectatorilor dumneavoastră. Cu drag. De menționat faptul că domnul Lucian Mara este și consilier local în cadrul Consiliului Local Deva. Dar asta nu contează neapărat în această emisiune. Domnia sa este prezent astăzi aici în calitate de susținător a listelor de candidați. Ați dorit și ne-ați rugat ca pe burtieră, ca tema emisiunii să fie 40 de angajamente pe www.usrplus.ro. De ce? Pentru că am vorbit în repetate rânduri, atât în emisiuni televizate, cât și în emisiuni online, cât și de câte ori am avut ocazia cu alegătorii și vrem ca să profităm de această ocazie și alegătorii noștri și toți cetățenii să poată să găsească ușor și să citească despre cele 40 de angajamente ale noastre pentru viitorul program de guvernare. Bun. Și care ar fi astea până când, sau măcar o parte dintre ele, eu știu, din acest program de guvernare? Că poate unii n-au acces neapărat la internet, sau au acces la internet, dar n-au chef să uite, să citească 40 de angajamente și așa mai departe. Mai bine să uite pe Facebook. Acum e anotimpul, e momentul porcului de Crăciun, o să fie plin Facebook-ul cu lucruri de genul ăsta și ale altora, nu știu cât o să uită lumea pe 40 de angajamente. Mai este o săptămână până la alegerile parlamentare și tocmai de aceea vrem să dăm ocazia tuturor să citească, în special programul de care sunt direct interesați. Vor regăsi acolo, de la programul nostru de eliminarea pensiilor speciale, de transparență, până la modernizarea spitalelor sau proiectele noastre pentru sistemul de educație, tot ceea ce îi interesează și pot să citească în detaliu și să se lămurească dacă au diverse nedumeriri, pentru că într-o emisiune televizată sau în online nu poți să cuprinzi tot ceea ce este scris, sunt sute de pagini, câteva sute de pagini în aceste proiecte și asta este și ideea, ca fiecare să poată să acceseze ușor, mai ales că acum marea majoritate a cetățenilor evită să iasă din casă foarte mult. Și au ocazia să poată să vadă fiecare detaliu al programului de guvernare. Bun. Am văzut o conferință de presă în care actualul prim-ministru, domnul Orban, a declarat că în următorii 4 ani vor fi 4 ani special de pace politică, ținând cont că următoarele alegeri vor fi în 2024. Și zic că liberalii preferă o majoritate solidă în Parlament, menționându-vă și pe dumneavoastră, cei de la Alianța USR Plus, printre cei cu care ar face alianță după 6 decembrie. Deci hai să vedem. Pace Din pă politică. ce nu înțeleg ce reprezintă această pace politică, pentru că în discursurile formațiunii politice care în acest moment se află la guvernare, s-au regăsit în ultimii ani mesaje tranșante și directe împotriva guvernării PSD și împotriva politicilor duse de PSD, cum de altfel și noi ne-am exprimat. Însă recent vedem o
atitudine mult mai laxă vis-a-vis de politicienii și de practica celor din PSD, cum de asemenea găsim pe listele PNL o grămadă de politicieni din rândurile PSD-știlor. Chiar am aici o listă, e foarte lungă ca să citesc toate numele, dar vă pot citi câteva nume, de exemplu Cristina Burciu, deputată PSD de Cluj, care actualmente candidează din partea PNL. Eu știu, Ioan Popa, ex-ALDE, candidează acum din partea PNL, Eugen Gioancă, ex-PSD, Andrei Alexandru Ioan, ex-PSD, Daniel Constantin, ex-PC, ex-ALDE, ex-Pro-România, acum pe listele PNL. Sunt o întreagă listă de foști funcționari sau foști oameni cu poziții publice din cadrul ALDE sau PSD, deci din fosta guvernare și din fosta majoritate care a guvernat România în ultimii ani, care acum se regăsesc pe listele PNL. Așadar, poate de acolo vine mesajul de pace politică. Păi eu nu știu de unde vine mesajul ăsta de pace politică, că de exemplu, astăzi e tot un nume marcat al Partidului Național Liberal, respectiv Alina Gorghiu, a declarat la Timișoara, vis-a-vis de chestia asta cu listele de candidați și toate lucrurile, că oricine ar elabora listele astea de candidați ale partidelor ar trebui să aibă în vedere exigența studiilor superioare, întrucât atunci când mergi în Parlament, furnizezi expertize, nu te școlești acolo, ar fi spus Alina Gorghiu, conform Ager Press. Ne-am obișnuit în ultimii 30 de ani ca politicienii să spună un lucru și să facă total opusul celor spuse. Asta probabil vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în Timiș cu domnul Raul Trifan. Nu știu, poate doamna Gorghiu poate să ne spună, probabil că, de exemplu, domnul Viorel Ilie, ministru pentru relația cu Parlamentul în guvernele Grindeanu, Tudose și Dăncilă, este un așa bun profesionist și acum îl regăsim la PNL. Poate că asta este explicația. Nu au avut resurse. Asta întreb și eu. De ce această migrare de acolo, acolo sau din partea... Că sunt și cazuri când e invers. De ce? Ce alții nu mai sunt? Pentru că nu s-a schimbat nimic de 30 de ani. Aceiași politicieni cu state vechi în PNL sau PSD migrează către diverse partide. Vedem vechi politicieni, o mare parte din, de exemplu, din PSD, care acum se regăsesc pe listele Pro-România. Vedem PSD pe care îi regăsim pe listele PNL. Vedem PSD pe care îi găsim acum la Partidul Ecologist. Îi vedem migrând spre noi partide proaspăt înființate și care încearcă să pară a fi noi, curați și cu un suflu nou în politica românească și, de fapt, sunt cu totul altceva. Dacă îmi permite să intervin. Dincolo de declarațiile domnului Orban, care m-aș bucura să fie reale, să-și dorească să colaboreze cu USR+, eu vă spun... O viziune așa, o profeție de-a lui Orban. Eu nu o resimt la nivel local, în Consiliul Local Deva, de câte ori s-a întâmplat să fie alegeri pentru comisii, pentru reprezentantul municipiului Deva, de exemplu, la APA Prod, și a fost un candidat de la PSD și un candidat de la USR, a câștigat cel de la PSD, deși PSD-ul are doar 4 consilieri în Consiliul Local. Stați că m-ați pierdut. Hai să luăm. Deci ce s-a întâmplat? Luăm așa etapizat, să înțeleagă. Avem 2 candidați. Unul de la PSD, unul de la USR. De câte ori s-a întâmplat lucrul acesta? Doi candidați pentru ce? Comisiile din care s-au format din consilierii locali. Așa. Acum, la ultima ședință, s-a ales reprezentantul municipiului Deva în Consiliul de Administrație al
Reprezentantul Consiliului Local, mă gândesc. Da, reprezentantul municipiului Deva, așa e titulatura care apare în proiect. Și în mod foarte bizar, domnul primar și-a retras candidatul propus în proiectul inițial și pe care l-am primit cu 3 zile înainte de ședință. L-a retras în momentul în care PSD-ul a venit direct în plen cu propunerea lor. Văzând că cei de la PSD vin în plen cu o propunere, am propus și eu pe colegul meu, Gabriel Ilieș. Scorul a fost 10 voturi pentru membrul PSD și 3 pentru USR. Deși la momentul respectiv erau doar 3 consilieri PSD în sală, deoarece unul lipsea. Concluziile le puteți trage singur, dacă cu noi vor să facă o guvernare sau cu PSD. Păi dumneavoastră câți consilieri locale aveți? 2. Și ați luat câte? 3 voturi? 3 voturi. Și al treilea de unde fi venit? Cred că de la PNL. Așa că la... ca să nu se prindă nimeni. Unul singur. Am mai zis eu de mișcarea asta. Și restul de consilieri care erau în sală, de unde erau? De la PNL și de la... De la PNL, de la PSD 3 și UDMR 1. Am înțeles. Și ce insinuați? Că una declară domnul Orban și alta se întâmplă. E, bun, asta se întâmplă, stați-mi, ce vă mirați? Asta se întâmplă peste noi, tot. Noi vrem să schimbăm lucrurile. Și nu numai. Adică, hai să vorbim de lucrurilor pe nume. În consiliile locale, degeaba zice Orban la București că nu face nicio alianță și că nu dă niciun vot PSD-ului. Eu n-am nimic împotrivă cu PSD-ul, că sunt echidistant. Dar vis-a-vis de declarații, da? Că, mă repet, la Vulcan 2 consilieri liberali, cum sunt? Suspendați, nu? Sunt suspendați sau... Au fost excluși, din câte am înțeles, dar încă nu a fost operată procedura. Da, dar ei sunt încă consilierii locali. Da. La Hațe, consilierii locali PNL votează primarul PSD. La Deva, consilierii locali a investitului primar Lumina Devei, care face Deva frumoasă și ne duce pe culmile anilor 2745, că imediat o să vedem OZN-uri prin Deva zburând, consiliul lui local votează cu PSD. Haideți că avem și contraexemplu la Simeria, cei de la PSD au votat un viceprimar PNL. Păi... Vedeți înfrățirea? Să trăiască cine a luat, să trăiască cine a dat, nu? Despre ce vorbim aici? Și atunci stau și mă întreb, da, eu cum să mai cremă, cum venite aici în emisiuni, vorbesc la modul general, acum nu vorbesc de noastră, și îmi spuneți, ba una, ba alta, că mă uit câteodată așa, ca la avioane. Noi exact asta vrem să schimbăm și dacă urmăriți evoluția USR-ului din cei 4 ani de viață, o să observați că am fost mereu consecvenți. Și asta cu consecvența e de discutat. Nu am declarat una și am făcut alta a doua zi. Vă rog, puteți interveni când doriți. Asta voiam să zic, că avem o coerență a mesajelor, o consecvență a lor. Nu venim astăzi și spunem... Știți, noi dorim eliminarea pensiilor speciale pentru ca ulterior să spunem, știți, de fapt nu e chiar așa de simplu, ne-am răzgândit, e cam greuț și nu se poate face, nu. Noi atunci când am declarat ceva, de exemplu, în primul an de mandat, USR a depus un proiect legislativ pentru abrogarea pensiilor speciale, am revenit, ne-am bătut în comisii, nu s-a putut, ulterior am revenit cu un alt proiect pentru impozitarea lor cu 90%, n-am reușit în Parlament să facem asta pentru că nu avem forța necesară, nu avem suficienți parlamentari și vechea clasă politică s-a opus, parlamentarii noștri s-au ținut de cuvânt și și-au depus demisiile din Parlament cu o zi înainte de încheierea mandatului pentru ca ei, cel puțin ei, să nu beneficieze de aceste pensii speciale. Asta nu știu dacă e așa. Păi haideți să discutăm. Hai să discutăm. Eu nu știu, dacă dumneavoastră îmi spuneți, mi-arătați negru pe alb, dar n-aș vrea, pentru că e spațiul electoral de promovare și n-aș vrea să discutăm despre asta neapărat, poate eventual după 6 decembrie. Eu știu că li se va calcula în funcție de numărul de zile de mandat. Nu, dar este specificat că trebuie un parlamentar să aibă un mandat întreg.
Da? Dacă ei au, dacă există un parlamentar care are un mandat și o încă o parte dintr-un alt mandat, este cu totul altceva. Parlamentarii noștri sunt toți la primul mandat și au renunțat la pensia specială înainte de încheierea primului mandat, am care este un criteriu obligatoriu pentru a beneficia de exemplu, pensie specială. Domnul Cioloș este europarlamentar, nu păi vorbim de parlamentar. Specială? Noi vorbim de eliminarea pensiilor speciale din România, pentru că despre asta, pentru asta s-au bătut parlamentarii. Dar chiar europarlamentarii au pensii speciale în România? Sinceră să fiu, nu știu să vă spun, dar nu, dacă iau pensii, dacă ar lua pensii speciale, cu siguranță le-ar lua de acolo, nu de aici, la fel cum își iau și salariile. Bun. Mergem în continuare pe ideea asta, cu una zicem, alta facem. Și din nou mă repet, la nivel local asist între tot felul de înfrățiri și înțelegeri pe sub masă între partidele astea politice, ba galbene, ba roșii, ba mov, ba ce culori ar mai avea ele. Văd aici o altă știre, legea pentru redeschiderea piețelor nu a ajuns la mine, spune Iohannis astăzi, întreba dacă va promulga sau nu legea adoptată de Camera Deputaților pe 10 noiembrie. Deci pe de o parte se dă o lege privind, nu știu dacă sunteți la curent, privind redeschiderea piețelor, iar domnul Iohannis spune că n-a ajuns la el. Toată asta este prezentată cu surule și trâmbițe de către PSD. Și apropo de lucrul ăsta, aș vrea să vă întreb cum comentați dumneavoastră atitudinea și de ce nu acțiunile președintelui României? Considerați că se implică în campania electorală mai mult decât este cazul? Este vădit partinic că președintele e ales pe listele unui partid, dar pe urmă trebuie să-și dea demisia de acolo și nu mai face parte și să fie președintele tuturor. Cum vedeți dumneavoastră lucrul ăsta? Am mai avut în România cazul unui președinte care s-a prezentat președinte jucător. Știm că președintele trebuie să fie echidistant, însă de data asta observăm declarații de apreciere la adresa PNL și păi nu, că pentru Iohannis total... știi, e circulă o glumă pe Facebook cu Iohannis pe post de cuc cu PSD, PSD la ora exactă iese și atât știe PSD. Cel puțin Iohannis și-a menținut discursul și de-a lungul ultimilor 4 ani și acum își menține discursul anti-PSD. Din punctul ăsta de vedere este consecvent. Da. Cu toată aversiunea mea pentru ce înseamnă PSD și ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani în Parlament din cauza PSD-ului, nu pot fi de acord cu folosirea tribunei prezidențiale pentru campania electorală împotriva unui partid, oricare ar fi el. Deci, sunt de acord cu acest punct de vedere. E o dezamăgire pentru mine ceea ce face domnul. Adică vezi mânăna de administrația ta prezidențială, exact, de treburile tale de președinte, de ceea ce trebuie să faci tu, lasă politica, are cine să facă, tu ești președinte, din fericire pentru matale, ca să zic așa. Mi-ar fi plăcut să fie mai la fel de critic și la adresa pesediștilor care astăzi se regăsesc pe listele PNL-ului. Pesediștii care se regăsesc pe listele PNL-ului. Păi, despre ce vorbim aici? Normal. Bun, hai să mergem mai departe. Mai sunt puține zile de campanie electorală, mai e puțin până în 6 decembrie. Văd că ați mai venit pregătiți cu ceva acolo. Ce aveți acolo în mod special? Nu, aveam aici lista cu cei care astăzi se regăsesc pe celelalte liste. Dar ce-i nebunia asta, domne, cu listele astea electorale? Trec de la PNL la PSD ca să candidez pentru un loc de deputat sau de senator. Trec de la PSD la PNL. Care-i problema? S-a făcut din asta un job? A devenit funcția asta de parlamentar un job? Adică e un scop?
Și, păi, nu mai ești la PSD, nu te mai pune pe listă, pa, la revedere, du-te, reșapează-te, reciclează-te, du-te la lopată dacă nu știi să faci altceva, du-te la păscut, fă-te tâmplar, fă-te ce te-i face. Sunt oameni care o viață întreagă asta au făcut. Au migrat de la un partid la altul pentru a-și menține anumite poziții și pentru a se menține ori în administrația locală, ori în administrația centrală, ori în funcții alese. Din păcate, asta a fost modalitatea prin care s-a împiedicat accesul oamenilor noi în politică. Pentru că erau tot aceiași care migrau dintr-o parte în alta, de la un partid la altul, și erau, de 30 de ani sunt aceiași, de fapt. Că unii au sunt mai tineri, ok, dar tot în jocul ăsta au intrat. Când într-o parte, când în alta, mereu încearcă să ajungă în tabăra câștigătorilor, de fapt. Că asta este scopul. Acum nu putem spune că este doar vina celor care îi primesc sau celor care îi pun pe liste. Putem spune că e și vina electoratului, pentru că, până la urmă, electoratul hotărăște pe cine pune ștampila, nu? Din păcate, se poate spune și așa că e vina electoratului, dar gândiți-vă și la faptul că e foarte greu să ajungi în politică acum, cu legile acestea pe care noi am încercat să le schimbăm prin reforma electorală, să scădem numărul de semnături pe care trebuie să le strângă un partid sau un candidat independent pentru a ușura accesul în politică a oamenilor noi. Din păcate, e foarte, foarte greu să intre oameni noi în politică și electoratul nu prea a avut de unde alege. Da, asta încercam să spun și eu. Din păcate, electoratul nu a avut de unde alege. Aceiași oameni s-au regăsit pe listele partidelor, că au fost vechile partide tradiționale, PNL, PSD, fie că au fost partide noi înființate, dar de fapt cu aceiași oameni, doar cu un nume nou, de o siglă nouă de partid, dar oamenii n-au avut ce alege decât aceleași variante de oameni politici, doar că în partide diferite și de fiecare dată sub altă siglă sau de multe ori sub altă siglă. Eu zic că și atunci când au avut de unde alege, au ales de multe ori tot. Dacă vă referiți la începutul anilor 90... Mă refer și acum. Mă refer tot timpul. Există o anumită parte a electoratului care este consecvent. Se știe că PSD-ul are electoratul lui, PNL-ul are electoratul lui, dumneavoastră îl aveți pe al dumneavoastră, mai vin și alții din urmă. Asta e, nu? O țară democrată în care electorul se exprimă, sau nu, prin vot. Apropo, cum credeți că va fi prezența la vot? Și cine are de câștigat din prezența la vot? Cred că va fi o prezență mai scăzută. Oamenii se tem totuși de cât de agresiv este virusul, mai ales în cazul persoanelor vârstnice. Și cred că vor evita. Din păcate, nu s-a vrut un vot pe perioada 2 zile, ca populația să poată să meargă și să voteze în siguranță și cu încrederea că nu vor sta în înghesuială la acos sau mai știu eu și să se poată infecta. Vor avea de câștigat tot vechile partide din asta, pentru că, așa cum spuneați, există un electorat captiv pentru ambele partide care constant votează același partid. Dacă vă uitați în urmă, sunt aproximativ 2 milioane de votanți, 2 milioane și ceva de votanți, care la fiecare 4 ani votează PSD, de exemplu. Dacă numărul celor care ies la vot este mai mare, automat procentul pe care îl obține PSD-ul scade. Dacă numărul celor care ies la vot este scăzut, automat procentele PSD-ului cresc. Eu cred că e foarte important, chiar cu pandemia aceasta prin care trecem, ca oamenii să meargă la vot. Sunt respectate în secțiile de vot distanțarea, există dezinfectant,
Dacă cumva este coadă, îi sfătuiesc pe oameni să nu să aștepte, să se elibereze secția, să aștepte afară. E totuși important pentru următorii 4 ani. Facem acum acest mic efort și este important pentru următorii 4 ani. E foarte important să iasă tinerii la vot. Ei sunt unii, sunt dintre cei cu cel mai mic risc de, nu de infectare, ci de agravare în cazul infectării, de agravare a bolii. Și au ocazia de această dată ca, într-adevăr, votul lor să conteze foarte mult dacă ei vor ieși în procent mare la vot. Tinerii sunt mult mai rezistenți, se pot duce la vot, nu există același risc ca și pentru cei în vârstă, să zicem, deși, așa cum spunea colegul meu, sunt luate măsuri de la dezinfectanți până la tot ceea ce ține de purtarea măștilor, a mânușilor și așa mai departe pentru evitarea îmbolnăvirilor în secția. De asemenea, pentru persoanele aflate în izolare, se poate cere urna mobilă. Deci sunt măsuri luate pentru a se asigura prezența la vot, trebuie doar să facem acest mic efort. Bun, dar asta cu urna mobilă pentru persoanele aflate în izolare, eu nu prea înțeleg. Așa, și ce face? Cum îi dă buletinul de vot? Cum îi dă ștampila? Eu n-am înțeles lucrul ăsta. Se duce la el îmbrăcat în pinguin, cu mască pe figură, cu cum votează omul? Cu siguranță își vor lua toate măsurile de protecție, se vor lua toate măsurile de protecție pentru a se evita contactarea virusului de către cei care vor merge cu urna mobilă. Asta e discutabilă. Deci zău că e foarte discutabilă. Bănuiesc că persoanele care se vor ocupa, delegații din secții, vor avea niște măsuri de protecție. Bănuiesc că se face o instruire. Nu știu, dar chiar o să mă interesez mai exact despre asta. Haideți să vă spun ceva. Acum, delegații din secție, care de multe ori sunt puși cum sunt puși, la Cuca Măcăi și așa mai departe, eu nu știu ce măsuri de protecție se vor lua pentru ăștia, că mă gândesc că nu o să vină ăștia de la ambulanță împreună cu ei și cu urna mobilă și cu ștampila învelită în ciolofan și în toate lucrurile astea. Deci, din punctul ăsta de vedere, mi se pare ciudat. Iată, Berbeceanu anunță că are COVID. Dacă Berbeceanu, care mă gândesc că știe să se protejeze, a contractat virusul. Da, dar Berbeceanu bănuiesc că intră în contact cu foarte multă lume zilnic, păi datorită activității sale. Vă spun sincer, dacă aș fi membru al... Cum se hotărăște cine merge cu urna mobilă? Haideți. Eu, dacă aș fi membru al comisiei, nu m-aș duce, domnule. Nu m-aș duce. O să mă duc la un SC. Președinții de secție, chiar și la Cuca Măcăi, cum ați dat exemplu dumneavoastră, sunt buni profesioniști și... Toți? Acum nu pot să spun chiar toți. Eu unde am fost... Atenție, că nu vreau să intrăm pe altă pantă, că pe urmă să mă contrazic și repet, e spațiul nostru electoral. Unde am fost în secție, am avut parte de președinți de secție pregătiți, instruiți. Eu știu și președinți de secție habarniști. Cu siguranță și membrii excepții, care au 4 clase și mai multe. Pot apărea și excepții. Până acum, conform studiilor, acest virus este cu transmitere pe cale aerogenă, nu de pe suprafețe. Deci acum nu se mai ia de pe suprafețe. Nu, preponderent se știe că este un virus cu transmitere. Pentru dacă e numai aerogen. Pentru că ducem, dacă strănutăm, dacă tușim, avem tendința să ducem mâna la gură, la nas. Spălatul mâinilor ar trebui să fie, exact, spălatul mâinilor ar trebui să fie o obișnuință nu doar în cazul unei pandemii sau unei epidemii, ci o obișnuință zilnică a tuturor. Nu cred că va exista un risc foarte mare și cu siguranță se vor lua măsurile de protecție potrivite în cazul votului cu urna mobilă la cei care sunt izolați. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile în județul Hunedoara? Că tot veni vorba de acest coronavirus, de această pandemie. Iată, în acest moment, spitalul municipal din Hunedoara, poate cel mai profesionist din județ, în momentul de față, este declarat exclusiv spital COVID. Spitalul județean de urgență din Deva nu mai prea cazuri.
Am înțeles că s-ar dori declararea de spital COVID și a spitalului din Hațeg. Asta e pe surse. Acolo deja a fost un mic scandal, ci că directorul medical și-a dat demisia, dar tot pe surse am aflat că a fost forțat să-și o dea pentru că n-ar fi vrut să semneze nu știu ce lucruri. Cum catalogați sau ce părere aveți dumneavoastră despre lucrurile astea? Presupunem că și la Hațeg, de exemplu, se declară spitalul COVID, spitalul ăla deservește o comunitate acolo destul de mare, la fel ca și spitalul din Hunedoara, în vreme ce alte spitale care nu ajung la nivelul de performanță, de exemplu, al spitalului din Hunedoara, zac, așa cum zac. Din păcate, cel puțin în cazul de la Hunedoara, pentru că știm că Hunedoara este unul dintre orașele cele mai depopulate din județ, și conform unor declarații... Una de populate, nedepopulate, primarul Hunedoara a ieșit cu 14.000 de voturi față de primarul Devei, care a ieșit cu 7.000 de voturi. Deci, diferență care am înțeles. Ceea ce vroiam să spun este că, conform unor declarații pe care le-am văzut în presă, ale managerului spitalului de la Hunedoara, sunt 22, în jur de 22.000 de pensionari în municipiul Hunedoara. Evident că persoanele mai vârstnice au în general unele afecțiuni, sunt cu un număr mai mare bolnavi cu afecțiuni cronice și cred că va fi o situație destul de dificilă pentru ei și o situație destul de greu de gestionat acolo. Probabil vor apela la medicii de familie pentru tratamentele generice pe care le urmează și în anumite cazuri probabil se vor duce în alte unități spitalicești. În cazul în care vor Din păcate, putea... virusul face ravagii. Recent, chiar astăzi am aflat că a decedat o rudă a cuiva apropiat mie. N-ar trebui să desconsiderăm ceea ce se poate întâmpla și trebuie să fim atenți și să ne păzim, să purtăm mască, să ne spălăm mâinile, da, să evităm locurile aglomerate. Dar mai există și alte boli în afară de COVID. Evident că există. Socrul meu este bolnav de cancer, merge săptămânal pentru curele de chimioterapie. Știu ce înseamnă să fii bolnav și să ai nevoie de tratament. În perioada când am fost în carantină, socrul meu a fost nevoit să întrerupă pentru câteva luni curele de chimioterapie și să știți că boala, mai ales în cazul ăsta, este destul de agresivă atunci când o tratezi și efectele se văd. Știu, sunt cazuri care de multe ori sunt disperate. Pe de altă parte, un bolnav care suferă de o boală cronică sau care îi afectează și imunitatea, cum este cazul bolnavilor oncologici, se expun unui risc mult mai mare și poate ajung să moară din cauza infectării cu virusul COVID și cu afecțiunile pe care ei le au, dacă nu se protejează suficient de bine. De ce trebuie să vă voteze lumea pe dumneavoastră și nu pe alții? Nu în județul Hunedoara, că despre el vorbim aici candidați. Pentru că, în primul rând, nu suntem politicieni de carieră. Chiar dacă unii ne critică și spun că nu avem experiență și că nu vom ști să facem politici publice eficiente, noi venim și spunem că nici nu ne dorim experiența vechilor politicieni. Nici nu ne dorim să stăm în aceleași cutume și angrenați în aceleași tranzacții care s-au făcut de-a lungul celor 30 de ani de la Revoluție încoace între vechii politicieni, indiferent de care parte a politicii s-au aflat ei, că suntem tineri și dornici să ne ținem copiii aici acasă, să nu ne mai vedem frații, surorile, verișorii sau copiii cum pleacă de aici. Și
că am suferit aceleași nedreptăți pe care le-au suferit și ei. Ne-am dus în aceleași spitale unde a trebuit să dăm șpagă, am fost umiliți când am apelat la administrația publică, de oricare tip a fost ea, când am apelat la autoritățile statului, ne-am lovit de aceeași birocrație. Copiii noștri au învățat în aceleași școli, la fel ca toți unedorenii, și astea sunt lucrurile pe care noi ne propunem să le schimbăm, pentru că ne dorim o viață mai bună pentru noi aici și în același timp o Românie fără hoție în adevăratul sens al cuvântului. Pentru că adevărata epidemie de care România suferă este corupția din toate sistemele noastre publice. Eu aș adăuga... Chiar vreau să vă întreb, vă rog, adăugați. Cred că acolo unde reprezentanții USR au ajuns în consiliile locale, în consiliile județene, politica și deciziile au ajuns deja mai aproape de cetățeni. Au ieșit lucruri la iveală, noi suntem, chiar dacă suntem mai lipsiți de experiență, cum a spus colega mea, cred că suntem mai implicați, mai entuziaști, mai deschiși dialogului cu cetățenii, cu cei care ne-au votat și mai apropiați de cei care ne-au votat. Noi nu venim din 4 în 4 ani să discutăm cu cetățenii, ci oricând, în orice zi. Pe pagina mea de Facebook este afișat public numărul de telefon unde pot fi contactat de oricine dorește, răspund la mesaje, încerc să aduc la cunoștința publicului tot ce se întâmplă în Consiliul Local Deva și cred că deja cei care mi-au urmărit pagina, s-au convins deja de lucrul ăsta. Au ieșit lucruri la iveală, ziceți dumneavoastră. Bun, și dacă au ieșit la iveală, chiar de curând am avut o emisiune cu dumneavoastră, exact, în care povesteam câteva dintre lucrurile care mie mi s-au părut normale la momentul respectiv, din punct de vedere al achizițiilor la primăria municipiului. Nu cred că a mai fost vreodată un consilier local care se ducă la o direcție sau la o instituție din cadrul primăriei. Vreau să știu dacă nu v-a reproșat cineva faptul că ați cineva de pe acolo, că ați spus lucrurile astea, și vreau să vă întreb că, de exemplu, am văzut ulterior, faceți aminte că în emisiunea aceea ai făcut o invitație publică primarului Devei. Vreau să spun că n-a răspuns la ea, s-a făcut că n-a auzit. Oricum îi mai pregătim una, dar asta e partea a doua. Nu cu dumneavoastră, ci e vorba despre altceva, pentru că tocmai am aflat și alte lucruri. S-a dus în schimb pe la alte pagini de Facebook, că nu pot să spun televiziuni, și a simțit nevoia să se justifice, spunând că domnia sa niciodată de când este primar nu a fost găsit cu nimic, nici de Curtea de Conturi, nici de către altcineva. Eu știu că nu e așa și că există rapoarte ale Curții de Conturi prin care ar fi prejudicii estimate și așa mai departe, dar mă rog, asta este o altă parte a vechii politici din România, cred eu. Eu spun acum că... De atâta demagogie, cel puțin la Deva, eu m-am săturat. Dacă prima oară am crezut că e bună credință, că el frumos așa mai apare cât un lup îmbrăcat în blană de oaie. Și așa de frumos behăie că îți vine să-l mângâi pe cap și să-i dai și niște trifoi să-l hrănești. Și pe urmă când vezi că lupul începe să scoată colții sau începe să-i năpârlească blana aia, parcă îți vine să te uiți mai așa, mai din alt unghi. Eu chiar îl cred pe domnul primar, o să vă dezamăgesc aici. Chiar îl cred că nu a fost înștiințat despre acea achiziție, dar vedeți ce se întâmplă. Lăsați este, că mai sunt și altele. Să presupunem că este așa. Poate nu am dreptate, poate m-am înșelat eu, dar cu siguranță există niște, în spatele politicianului din față, există un cerc de interese ale partidului care l-a propulsat, cerc de interese căruia trebuie să-i returneze favorurile de a fi sprijinit în campania electorală, cheltuielile pentru campanie și așa mai departe. Dumneavoastră vă imaginați, doamna Poliană, două întrebări. Adică, de fapt, o singură întrebare pentru amândoi. Noastră vă imaginați că dacă vine cineva și spune, domnule, nu știu ce achiziții sunt în primăria pe care o conduc sau în serviciile subordonate, chiar credeți, Găluș, eu, asta? Haideți să vă zic, eu cred că există doar două variante. Ori ești un mincinos, ori ești un manager slab. Nu poți
să vi se pretins că într-una dintre... Și că funcționarii există direcție pot să, și pot să existe lucruri despre care să nu ai știință. Acum la nivel de micromanagement. Acum șuruburi și hârtie igienică. Exact, la nivel de micromanagement. Dar atunci când vorbim de chestii de importante, da, ori ești un manager slab, da, și se poate întâmpla odată, să zicem, a doua oară cel care, șeful de serviciu sau persoana de acolo care a făcut acest lucru ar trebui să zboare în secunda 2 din funcția respectivă, nu ar mai avea ce să mai caute niciodată acolo. Da? Deci, sunt două alternative. Ori minți, ori ești un manager slab, cam astea sunt, în opinia mea. Dacă poate există și, eu știu, chiar aș vrea să mă corectez. În emisiunea trecută am spus 23.000 de euro, este 32.000, m-am încurcat. Da, ați inversat numele, dar mă rog, de luminițele de Crăciun ce ziceți? În sensul în care nu se mai contractează... Acum am văzut că se pun niște becuri chiare prin oraș. Pentru mă rog, că existau, din câte am înțeles, deja în... Beciurile. Exact. Inventarul, în inventarul exact. Primăriei, deci exist. S-a renunțat la contractul cu firma care ar de închiriere a lor cu o firmă privată. Iar banii s-au dus către spitalul din Deva. Unde s-au băgat la banii spitalul ăsta din Deva? Nu zic că e un lucru rău. Știți cum exact comparația pe care a făcut-o USR-ul cu... România e ca o mașină care circulă cu rezervorul găurit. Tot punem benzină, ea mai merge, dar pe cât punem, pe atât se scurge. Din păcate, asta se întâmplă și aici. Am înțeles. Nu mă pot abține ca... Dar de fetele astea frumoase de prin oraș, îmbrăcate în paie și pănuși de porumb, ce ziceți? Am înțeles că a fost vreo 2000, aproape vreo 2500 de lei o bucată de... De fapt, una bucată fată cu iarbă pe ea. Nu știu să vă spun acum dacă prețul este prea mare sau... Păi ce e, domnul Mara? Că e un manechin de care se pune în vitrină de regulă, pe care comercianții pun o bluză, un kilot, ce pun ei. E un manechin de plastic. Despre ce vorbim? Cu trei frunze pe el. Luată de pe câmp sau de unde l-or fi luat. Care costă vreo 2500. Nu știu cât e un manechin, dar dacă vreți, în timp ce vorbim, mă pot uita pe internet. Nu știu dacă este cea mai oportună investiție, ca să spun așa. Nu pot să comentez despre preț, însă, având în vedere că lumea circulă din ce în ce mai puțin acum, că nu vin atât de mulți turiști, că transportul între localități și între țări este mai redus, că... Nu știu dacă era acum momentul. Poate dacă ar fi vrut să facă această chestie într-un alt moment, când, să zicem, era plin de turiști și asta ar fi reprezentat o atracție, ar fi fost altceva. Am mai văzut acel, nu știu, suport de flori de acolo de lângă primărie, ținut acolo, nici n-am înțeles care era rostul lui, nici ce se voia cu el. Nu vreau să spun neapărat că se iau bani sau se dau unde nu trebuie, ci că este o investiție pe care eu nu o văd ca oportună. Am înțeles. Mai avem maxim 2 minute de emisiune. Timpul a zburat. Dacă doriți să mai adăugați ceva pe final sau să transmiteți pe rând fiecare câte un mesaj electoral, o să vă rog să faceți acum. Eu aș vrea să transmit un mesaj tinerilor, pentru că este vorba despre viitorul lor și despre felul în care ei vor trăi aici sau dacă vor alege să plece. Odată la 4 ani au ocazia să iasă și să își exprime votul. Și de data asta, dacă vor fi suficient de mulți cei care se vor prezenta la vot, s-ar putea ca votul lor să conteze mult mai mult ca de alte dăți. Așadar, invit toți tinerii, indiferent că sunt de aici sau de oriunde din țară, să meargă la vot, reprezintă 15 minute din viața lor, nu îi scoate neapărat din rutina zilnică,
pot să facă de data asta efortul, este vorba despre ei, despre felul cum va arăta viața lor în următorii 4 ani și poate și mai încolo. Eu o să vă rog să votați informați, să vă informați despre ce propune USR-ul și oricând suntem deschiși la dialog, dacă aveți vreo întrebare, întrebați-ne. Pe paginile de Facebook, la numele de telefon. Am înțeles. Domnule Mara, doamna Poliana, vă mulțumesc pentru prezența în studio și vă doresc succes în alegeri. Mulțumim frumos. Stimați telespectatori, Poliana Hangan, candidată la Alianței USR Plus pentru Camera Deputaților și domnul Lucian Mara, susținător al Alianței, al listelor cu candidații ale Alianței USR Plus, a fost invitat sau au fost invitați la fotoliul cu ghimbi. Sunt Adrian Simeonu, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu noi. Numai bine!